Am revenit din pauza de publicitate și, așa cum v-am promis, mergem din festival în festival, dar schimbăm puțin domeniul. Dacă în prima parte am vorbit despre un festival de muzică, acum vorbim despre unul de teatru, respectiv Festivalul Aurel Luca, cel care a ajuns la ediția a 18-a. Și cu cine puteam vorbi despre un festival de teatru mai frumos și mai bine decât cu prietenul nostru Andrei Ciobanu, regizor, organizator, referent, cum să-ți mai spun, bun venit la noi, Andrei! Bine v-am găsit, muncitor! Salahor pe plantația culturală! Așa. Dar sună frumos. Sună frumos acum, mi-am dat seama. Da. Chiar nu sună urât deloc. Nu. Chiar dacă salahorul ăsta a fost într-o altă variantă perceput. Bun, ediția 18-a, un festival care deja a devenit o tradiție. Uite că ușor, ușor am făcut și majoratul. De acum, să vedeți, vezi de acum spectacole. Avem 18 ani. Bine, acum e cu 18 plus de acum? De la anul vorbim. Iată, au trecut 18 ani de când a început acest festival. Bun, eu nu sunt de 18 ani la festivalul ăsta. Că erai mic acum 18 ani. Eram... la școală. Îți mulțumim. Ești foarte drăguță, dar sunt mai... Da, nu, arăt destul de... M-am uitat în monitor ca să mă văd, arăt foarte bătrân. Deci nu eram și mic, bine, eram că pentru ce te pregătești tu e bine. Da, da, din ce în ce mai natural. Mă refeream la barbă, evident. La barbă, păi da. Da. Revenind, să fim și serioși. Da, festivalul care, mă rog, a preluat numele Aurel Luca de la trecerea neființa dumnei sale și așa ca un omagiu. Și sala noastră de spectacole de la etajul 2 de la Casa de Cultura Studenților din Iași și festivalul a preluat numele dumnei sale și așa e și normal de altfel. Și uite, ca o noutate pe care n-am mai spus-o, cred că la niciun coleg din presa al tău, e faptul că în ultimii 2 ani m-am bucurat și ne-am bucurat de prezența doamnei Luca, care a venit să ne facă o surpriză, nu știam. Ce frumos! Dacă mă vede acum, vă aștept cu drag și anul ăsta, că a zis că m-a văzut la TV Live acum 2 ani și că a văzut că e în emisiune și hai să vin și eu la festival, că a fost foarte drăguț. Deci cu siguranță o să vină și de data asta. Da, de asta am zis că dacă ne vede, o aștept. Da, și uite că ușor, ușor a ajuns ediția 18-a festivalul, mai avem puțin și facem 20 de ani. Teatrul Ludic împlinește în acest an 46 de ani de la înființare. Mulțumesc. E cel mai longeviv, mulțumim, teatru studențesc din țară. E primul, practic, și aici e vinovat între ghilimele domnul Luca, evident. Și mă bucur că putem să continuăm dorințele sale și, mă rog, visul său până la urmă. Cu alți tineri, adevărat, au trecut multe generații pe acolo, inclusiv băieții de la Fără Zahăr au fost prin acele săli. Deci s-au format multe generații, prin anii 90, grupul Diverte s-a plecat de la Casa de Cultura Studenților, așa ca să spunem niște mici, repere, de fapt, da. Mici sau mai mari. Mari repere. Da, de fapt, mari. Așa. Acum sunt alți tineri care, cine știe, peste câțiva ani ce ori fi, mai sunt și prin presă oameni care fac teatrul Ludic, adică mai am oameni, mă simt din ce în ce mai bătrân, înțelegi? Ușor, ușor, dar e bine că lucrurile evoluează și anul acesta avem o ediție care aduce niște surprize în cel de la an la an, ca să intrăm puțin și în subiect, să aduc mici sau mai mari noutăți cât pot și eu, cât buget am, dragi telespectatori, că iar ajungem la bani și eu nu mai fi niciodată să vorbesc despre chestiunea asta, că până la urmă și arta, și cultura, și educația... Nu se pot face fără bani. Ca și sportul, ca și orice, ai nevoie și de finanțare. Mulțumesc încă o dată primăriei municipiului Iași, că iar ne-au ajutat și spun iar pentru că ne tot ajută de câțiva ani și e foarte important ajutorul lor financiar. Fără ei, festivalul ar fi mult mai mic, mult mai mic și mai redus ca număr de participanți. Și Ministerul Tineretului, evident că și de acolo vin niște fonduri și uite așa, pic câte un pic și cu niște prieteni care ne mai dau o masă, care ne mai dau o cazare, reușim să facem lucruri și să aducem trupe și anul ăsta a venit mai multe trupe decât veneau de obicei. Avem 5 trupe din țară, plus noi, evident, Teatrul Ludic și plus ca o altă noutate sau ca o altă premieră, avem clasa de actorie, clasa 12 de la Liceul de Arte Octav Băncilă. E prima oară când vin la noi. Și mă gândeam că, păi, m-am zis că la anul o să fie studenți, o mare parte din ei, la teatru, bănuiesc, acolo se vor duce. Și a zis că de ce să nu îi chemăm și la noi să vină. Și mă gândeam, venind încoace, că ar fi bine la anul, că de acum e târziu, să îi chemăm și pe cei de la facultate. Poate mi-aș dori tare mult să putem. Oricum, spectrul teatral ieșea nu e foarte larg, aia e destul de restrâns. Mă refer nu la teatru profesionist, ci la cel de pregătitor spre profesionist și atunci de ce n-am adunat la un loc, liceu, cu universitatea, cu teatrul ludic și cu... Mi s-ar părea că ar fi interesant și sunt convins că o să găsesc deschidere la universitate, că știu că o să am faine acolo.
Bun, când are loc și la ce să se aștepte cei care vor veni la festival? Are loc început de mâine, deci de vineri până duminică, e weekendul plin de teatru, 25-27 octombrie. Să spun, ca să nu uit, intrarea este liberă la toate evenimentele, la fel cum e de obicei la Casa de Cultură, dar e bine să specificăm lucrul ăsta. Dar în limita locurilor disponibile, asta, da, mai avem două săli de joc, sala mare, Gaudeamă, sala mare, spectacolul pe care o știți de la parter, și sala de la etajul 2, sala Oreluca, care este sala, casa noastră, practic. E casa noastră, care e o sală studio de 50 și ceva de locuri, mergem până 55, cam așa. Aseară am avut spectacolul care le vom avea vineri, l-am avut și aseară în cadrul festivalului Unifest, un festival studențesc, și a fost neîncăpător, adică au mai stat oameni în picioare, vreo doi s-au și supărat, îmi pare tare rău că n-au mai fost locuri. N-am cum mări sala. Na, ce să fac, asta e. Cum, nu ți-ai luat încă bagheta magică? Pot să-l iau, că nu e, că pereții sunt fixi, adică... Despre pereți vorbeam. Am mai stat ei pe scări, că ei sunt studenți, adică s-au mobilizat. A fost frumos, e frumos cât e plină sala, e o energie foarte pozitivă. Spectacolul care l-am jucat așa seară, îl vom juca și în deschiderea festivalului, adică mâine seara la ora 19, Cercul Vicios al Entuziasmului Pierdut se cheamă, în regia subsemnatului, evident, și e teatrul ludic. Hai să începem noi, ca să-i lăsăm pe participanții din țară să vină și să-și tragă sufletul, că unii dintre ei fac 17 ore dus, 17 ore întors. Săraci. De la Timișoara au plecat. Au plecat azi la 3 și ceva, ajung mâine dimineață pe la 8:30-9. Stau vineri, joacă sâmbătă, duminică, pleacă, ajung luni acasă. Deci este mai jumătate de săptămână pentru o piesă. E un efort, să știi că e un efort. Dar este, cu siguranță, un efort. Așa. Mi-ar plăcea să mai facă și autoritățile centrale ceva efort să mai micșoreze drumurile astea, adică orele, intervalul, că nu poate să micșoreze drumurile. Vin cu trenul oamenii. Păi, și infrastructura de cale ferată se poate. Da, nu e așa. Bine, noi știm că așa e. Da. Faptul că ei zic da, venim, pe mine, sincer, nu-i aud de nimeni. Mă surprind de fapt că spun da, venim, rapid, scurt, adică fără prea mare. Azi vorbesc, mâine spun da. Deci, asta înseamnă să-ți placă viața de artist. Da, și aici le place și la Iași. Ne bucurăm, chiar le place la Iași, nu numai lor. Și sâmbătă, că tot vorbeam de Timișoara, avem un regal, o maraton, hai să zicem, ca să fiu mai pe domeniul tău de bază, maraton teatral. Începem de la ora 15 și o ținem până pe la 8 și ceva seara. Avem și niște workshop-uri dimineață, dar alea sunt pentru participanți, e un regim închis, să ne mai cunoaștem și noi socializăm, să lucrăm pe zone de improvizație. Dar de la 3 deschidem porțile pentru publicul larg, cine vrea să vină. Avem de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, adică o ținem pe ore fixe. Programul găsiți pe rețele socializare, ca să nu fac neapărat reclamă, deși n-ar fi. Da, nu e nicio problemă. Da, din oră în oră. Avem Suceava de la 3, avem de la 4 Romanul, uite că așa îți spun. Deci avem Bucovina, avem Moldova. De la 5, că cumva am zis să adun și zonele, o parte din zonele istorice, asta ca o altă noutate. Deci avem Bucovina la 3, avem Moldova de la 4 Romanul. La ora 5 vor juca cei de la Timișoara, Banatul. Da? La ora 6 vor fi cei de la Brașov, din inima țării, și la ora 7 vor juca cei de la București. Și o altă premieră, că vin pentru prima oară la noi, la ea, prima oară de când sunt eu cel puțin la Teatrul Ludic, au mai fost foarte de mult, mi-au spus, și mă bucur tare mult că o să fie alături de noi. Am zis să lăsăm ziua de sâmbătă pentru invitați, ca să aibă timp să vină și să-și plece duminică, cu unii dintre ei au treabă luni, și mai avem duminică două spectacole, un program puțin mai de duminică, așa. Cu cât timp înainte să vină oamenii ca să poată să prindă? Măcar cu un sfert de oră, aproximativ. Hai să nu spun mai mult, măcar cu un sfert de oră. Bun, la sala mare, asta vorbe ce este de locuri, nu e o problemă, e ok, e în regulă. La noi, la sală, Doamne ajută să fie plin, sper să nu se supere nimeni. Au mai fost cazuri în care s-au supărat că nu am ajuns prea târziu și nu mai sunt locuri. Da, trebuie să recunosc că în momentul când începe spectacolul, închidem ușa. Nu e foarte confortabil pentru studenți. Tocmai de aia și între. Pentru actori. Și pentru e și normal. Și pentru actori. Și asta nu se întâmplă numai aici. Mă rog, e o chestie de civilizație. Nu prea se întâmplă, sau foarte și că la noi, la români, nu e bine să vii la oră fixă. Așa e la nuntă. La teatru. La moldoveni nu e bine să vii la oră fixă. Că mergi în Ardeal. Exact, după aia rămâi fără mâncare. La Ardeal ai pierdut primul fel, care de obicei e ciorba, știi? Adică pe la două după amiaza am pățit-o. Deci am pierdut-o. Cred că tu mi-ai povestit. Da, și numai eu, am mai povestit și alții oameni din Moldova că au fost la nunți și au pierdut primul fel, că noi știm să întârziem măcar o oră, așa să ne facem, să fim primii acolo. La teatru veniți la timp, chiar 10 minute mai devreme ar fi extraordinar, ca să ne putem, să nu putem, nu prea avem cum să decalăm spectacole, pentru că încep următorul și cumva încercăm să ținem
un orar destul de fix, ca să nu decalăm foarte mult. Și duminică, ca să mai spun, vom încheia doar cu două spectacole, doar două, atât s-a putut. Și atunci o să... Are unor trupe de mai de aproape, bănuiesc, care fac mai din puțin până acasă. Din Iași am rămas în ea. O să jucăm iarăși noi, că ne place mult și am zis să închidem și să deschidem noi spectacolul. Și am chemat pe cei de la liceu și am rugat foarte mult, vă rog eu frumos, veniți duminică, că sâmbătă o să joace cei din țară cu parte, ori să și plece. Da, e și normal până la urmă să dăm dovadă de ospitalitate. Da, le-am lăsat sâmbătă, evident că așa era normal și frumos. Și cam asta e programul așa în foarte mare. Intrare e liberă, așa încât veniți, încercați, dacă nu vă place, la doua oară nu mai veniți, la o dată puteți să încercați. N-are ce să fie despre mult. Eu nu cred că există oameni cărora să nu le placă, mai ales că, bun, poate să fie un spectacol, să nimerească spectacol care să fie pe gustul lor neapărat. Dar mă gândesc că astfel de evenimente sunt atât de binevenite, mai ales în tumultul ăsta în care trăim. Și în care ne desfășurăm activitatea de pe un drum pe altul. Nu mai uităm să mai trăim practic, că noi existăm de fapt în mare parte da, din... Și sunteți foarte agasați, nervoși, exact. Trafic și eu. Și teatrul... Și teatrul este și până la urmă și o variantă de terapie. Da, e un moment în care poți să spui stop, un pic, jumătate de oră, o oră și să te conectezi într-o altă lume. Și de asta zic, dacă nu-ți place subiectul și... Mai via a doua oară, până la urmă știi cum e, nu, băi, ești gratis, oameni buni, adică nu e, ce pierde, un pic de timp, aia e adevărat. Și poți încuraja niște tinere talente care, care altfel vor evolua pe scenă în momentul în care vor vedea o sală plină. Asta absolut, asta vorbeam și cu studenții mei aseară, știi? Adică îi mă întrebam, e plin? În culise, e plin? Da, e plin. Aoleu, emoții mai mari. Apoi la final, a fost, mai, i-a simțit bine. Bă, ăsta am improvizat pe acolo, nu știu. Bine că ați improvizat, ok. Bine că v-ați simțit bine, da. Da, e normal. E orice artist, amator, profesionist, cântăreț, dansator, orice ar fi, altfel te simți când, normal, când ai sala plină. E energia aia pe care nu ai nici la film, nici la TV, din păcate, că asta e adevărul. O ai doar în sala de spectacol. Mă rog, că e muzică, că e... Și că e sală, că e afară, nu mai contează. Da, când e acel schimb de energii care e greu de povestit în cuvinte. Să știi că, uite, vorbeam chiar și cu invitatul din prima parte care ne-a prezentat un festival de muzică rock, da. Și spuneam că nu se compară experiența de acolo, că spunea el că nu mai vine publicul atunci când trebuie să plătească. Asta era practic apropo discuția de gratis, noastră. Da. Apropo de gratisul tău, da. Și spuneam că poate că și din cauza faptului că lumea în zilele noastre are prea multe variante în care să asculte muzică sau să se uite la filme, la teatru, la... Și atunci internetul e gratis. Abonamentul la cablu nu e foarte scump, trebuie să recunoaștem. Da, și nici internetul nu e foarte, adică costă, dar nu e. Și ne-am obișnuit în comoditatea asta din fața televizorului sau din fața radioului sau din, de undeva de acasă, din confortul casei noastre și nu prea mai ieșim, din păcate. Și poate că a venit colac peste pupăză și toată perioada asta cu pandemia, care ne-a obișnuit să stăm în casă. Da, de-abia ne-a obișnuit să ieșim. Sunt de acord, sigur că și când eu un bilet îți pui poate de două ori problema. Cine cânt? Cine joacă? Mă duc? Nu mă duc? Dacă da, până la urmă e o experiență. E o experiență, o amintire, și e un respect pentru oameni. Și un tribut pentru... Pentru că până la urmă oamenii ăia, ok, nu ori fi într-o zi fantastică. Ori avea probleme, ori durea și pe ei dinții, capul, ori avea probleme acasă, că sunt oameni. Dar muncești și e așa cum fiecare muncește la locul de muncă, că ești contabil, că ești inginer, că ești avocat. Faci, ăla e munca, aia e munca lor. Dar totuși, sălile de teatru, vorbesc în general acum, sunt pline, sunt pline. Le văd, da. Da, sunt pline și toată țara se întâmplă lucrul ăsta. Ăsta e un lucru bucurător. Vorbeam cu cei din București și nu numai acum, am fost și eu astă vară în București și acolo e o chestie de, a început să fie o chestiune de bun ton să ne... Adică ne întoarcem un pic în trecut. Ok, nu mai mergem așa de eleganți cum mergeam acum. Dar e o parte din lumea mondenă. Da, și pe asta a doua zi vorbești la serviciu. Mai ales acolo sunt adevăr și niște figuri cunoscute pe scenele bucureștene. E adevărat, sunt mai cunoscute decât la Iași. Asta e adevărul, na. Ești tot de la televizor, știi, până la urmă, sau din filme. E un melanj între TV, săl de teatru, slash concerte și film. Și filme românești, ai văzut că au început să... Crească. Mai vrei să joci într-un film, apropo? Că mi-amintesc despre când spuneai că vrei că să joci jucat. Un pic. Nu, că am jucat, spun, acum că tot o să vină la început de noiembrie premiera cu George Enescu. Bine, am avut un rol mic, acum, na, nu. Deci când trece o mână prin cadru, eu sunt.
Da, am văzut că apar pe generic. Dacă apar pe generic, poți să scriu un CV că am jucat. Bineînțeles. Poți să scriu. Am făcut și acolo un doctor puțin, am acasă să nu mă laud prea tare. Dar am trecut, gata, mai am vreo două ori din astea mici, mi-am bifat și asta. Experiența de filmare am simțit-o. E mai interesant? Cum e? Că acum tu poți să faci comparația. Cum e mai interesant? La teatru sau în film? Făcând teatru mult mai mult, pentru mine e mai interesant să filmezi. În schimb, rigorile la filmări sunt mult mai ridicate decât la repetițiile de la teatru. Pentru că acolo e atât, am închiriat hotelul, muzeul. Eu am filmat la muzeul Sadovean. Acolo era casa lui Ienescu și eram un doctor. Și nu prea ai timp de povești prea multe. S-a dat rec, gata, tati, nu ți iese? De două, trei ori, nu prea. Adică că nu prea ai când, că vine altul la filmare și ora de filmare costă, da? Știi? La teatru, nu prea, chiar dacă costă sala de repetiții, da, mai râzi, mai stai la o țigară, mă rog, nu că am curăja, eu nu fumez, dar așa se stă, știi, ideea, la figurat, ieșim la o țigară. Știi că în decursul anilor am tot întrebat actorii mari pe care mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut șansa de a întâlni. Ceva, dacă știu. Unde e mai frumos? Dacă pe scena teatrului sau în fața camerelor, în platoul de filmare. Și majoritatea mi-au spus că pe scenă. Asta am vrut să... Acum a zis și eu, nu-s actor până mare. Până și monstrul sacru Marcel Iureș mi-a zis că e mai frumos pe scenă decât... Dacă el spune... Da, nici el n-a făcut film. Și vorba aia la Hollywood, adică... Bruce Willis, da, și acum e un actor mare. Da, dacă vrei o părere mică, da, e mai palpitant pe scenă, la spectacol, nu la repetiție, la spectacol. Păi, normal, pentru că simți vibrația publicului și pe aia exact cum toată e? Lumea ca spune să traduc, știi cum e, vorbeam aseară cu studenții mei, știi, și zic, măi, ei zicea, poate totuși mai bine să nu jucăm, că avem emoții prea mari, să fim mai în formă vine, știi, dar ce vă rodați, să fac masaj ca la fotbal sau ce? Și le-am zis, mă, nu mai bine să facem un spectacol decât o repetiție noi, oricum făceam repetiții seara asta, hai să facem repetiție cu public. Și pe asta i-am întrebat, cum a fost? I-a zis, cel mai bun antrenament e meciul, exact. Că tu știi de la fotbal, da? Deci nu spun și fotbaliști, băi, decât să mă antrenez mai bine, joc 3 meciuri pe săptămână. 3 nu, dar 2 măcar. Măcar 2, da. Că decât antrenamente, parcă e mai palpitat. Mă rog, pierzi, ai o șansă, în weekend, câștigi, ești mai bine. Știi? Cam așa e și în teatru. Și dacă vorbeam de teatru, uite, dacă vorbim de Marius Manoli, păi joacă de... Evident. Mai știi, de Champions League. Mai mult decât respiră. Mai adică, mult decât meciurile din Champions League. Da, dacă îți place, e frumos oriunde, până la urmă. E o experiență diferită, e adevărat. Tot actorii se cheamă, dar e alt gen de actorie. Nu o să intru acum. Ca și la televiziune. Acum, dacă încep să mă mișc prea tare, ies din cadru. Bineînțeles. Pe scenă pot să o fac. Ei, s-ar putea să cazi de pe scenă la un moment dat, dar nu mai contează. Las-o așa. Dacă e scena mică, măcar nu urc picioarele. Așa e și în film, că depinde cât tragi la gros plan, la prim plan. E vorba de alte noțiuni. Se spune că pe film trebuie să fii mai adevărat și mai natural, pentru că e camera acolo și nu poți minți. Nu că pe ce n-ai minți, dar dacă e distanță mare... Vede mai puțin ochiul. Da, se vede ochiul mai puțin. Niște tehnici, niște șmecherii, dacă vreți. Bun, revenind la festival, da. Aș vrea să îți adresez nu neapărat o întrebare legată de festival, ci legată de viitorul, că tot am început discuția cu oamenii care s-au lansat din teatrul de la Iași, din teatrul ludic de la Iași și care au ajuns bine, da, foarte bine. Da, da, ce visează tinerii din ziua de astăzi? Adică cei pe care i-ai tu în trupă? Mai trebuie să răspund sincer sau să răspund ca sincer la televiziune, ca să știu? Să o răspuns ca la TV, știi? Nu ca la TV ar fi, dar cumva trebuie să prezentăm. Vorbim noi doi și atât nu ne aude nimeni. Nu se uită nimeni la emisiunea asta. S-a terminat, da. S-au schimbat. De când sunt eu acolo, nu vorbesc mai de... Ba, dacă vorbesc, și vorbesc asta și colegii din țară, crede-mă. S-au schimbat pandemie. De la pandemie a fost așa ca o prăpastie. Și s-au schimbat. Sunt puțin mai... dorințe au, dar sunt mai dezorientați în țeluri și în visuri. Mă zic bine, visuri, da. Și le vor pe toate deodată, poate. Sau nu știu ce vor și am timp să mă gândesc ce vreau, sau vor prea mult. Am avut o fată acum apură la umor. Aoleu, am zis. Nu contează. Nu e fost concurent. Scuze. Stai liniște. Da. La o emisiune. Da, mă rog. Și a plecat la București, că era visul special la București. Bine, a luat dislike, dar nu asta e ideea. Și vroia să facă și scriitoare și actriță și om de televiziune și nu mai știu, adică o groază de lucruri. Trebuie să te hotărăști. Poți să mergi așa să le testezi. Dar trebuie să te nișezi undeva. S-a dus la București. Am fost angajat la o televiziune, mă rog, națională, nu mai spun acum.
chestii pe, mă rog, marketing, pe, în orice caz. Cred că ea speră, de fapt, să se ducă spre altă zonă. S-a dus la emisiunea asta, probabil, ca să apară, s-a scut text scris de ea, prea mult. Și expunerea asta trebuie să o faci într-o anumită manieră. Trebuie să te ghideze cineva, știi? Că la 19-20 de ani toți avem visuri și aveam și eu. Tu mai ai că ești foarte tânără. Între timp ne mai trezim. Enervant de tânăr. Da, ești enervant și obraznică rămasă. Cam obraznică. Pardon, cam obraznică. Nu știu dacă mai știi cineva de chestia asta. E toată lumea asta. Încă mă întâlnesc cu oameni care nu m-au văzut niciodată, deci, dar mă recunosc după voce. Asta a rămas și la tine, ce să fac. Așa. Și alții, în schimb, nu prea știu ce vor. Că merg cu viața. Acum câțiva ani, nu foarte, 4 ani, de exemplu, înainte de pandemie, erau un pic mai deciși pe ce drum vor să o apuce. Ei, se mai schimbă opțiunile, dar deja la mine, la Ludic, vin studenți. Deja vorbim de copii de clasa 8-a, 9-a, 10-a. Când, pe acolo cumva, te orientezi. Cred că dacă ești în anul 2, ar trebui deja să știi că e locul tău acolo, la medicină, la ce vrei tehnică, la faci, teatru, unde fii tu, știi, așa mai departe. Nu generalizez. Dar mai au modele? Că discuția aia veșnică, mai avem 2 minute în care să o rezumăm, e discuția aia veșnică. Noi tot ne chinuim, unii dintre noi din presă, ne chinuim să creăm modele pentru copii, pentru tinerele generații, nu neapărat că studenții nu mai sunt copii, dar se ia pe calea asta foarte ușoară, știi? Și majoritatea modelelor, din păcate, nu au sunt exact modele, cele care iar nu generalizez, ar fi urât să generalizăm. Au modele și eu încerc să influențez un pic, uite, să lăsăm pe ei să aleagă. Au modele, dar nu tot timpul modelele sunt cele mai virtuoase. Pentru că, uite, eu, de exemplu, când întreb copiii, majoritatea, ce vor să se facă așa atunci când vor fi mari, vrem să ne facem fotbalist. Păi de ce? Păi Messi și Ronaldo, că iau mulți bani, au multe ceasuri. Mulți bani, dar munca și efortul și picioarele rupte și dacă vrea Dumnezeu, îți rup piciorul la 20 de ani. Și e bine că avem modele, dar știi cum e, în orice domeniu, elita sunt câțiva, trebuie să trăiască și ceilalți, mulți. Exact. Și trebuie să-ți faci un viitor, deci dragi tine, te faceți un viitor ca să aveți asigurat, dacă sunteți la mijlocul, că mai sunt fotbaliști și în România, și în Bulgaria, și în Slovacia, nu mai Messi și Ronaldo. Bun, în fine, asta e. Bun, mai avem un minut. Să fim optimiști. Să fim optimiști și să chemăm publicul la festival. Da. Ca să-i ajutăm pe cei tine să-și facă niște modele virtuoase, niște modele sănătoase și solide, puteți să-i ajutați în primul rând venind să le susțineți pasiunea. Paca a zis că și intrarea e gratuită, mai mult de atât nu am ce să fac. O să vă placă, o să fie o energie pozitivă, o să fie o energie tinerească, o să fie o coloratură frumoasă. Pentru ei va fi foarte frumos, că de abia aștept să înceapă festivalul, că se întâlnesc cu colegi din țară și avem ocazia să vedem ce face ăla, ce face ăla, ce face ălaltul. Și dacă vor fi și sălile pline, cu siguranță experiența va fi 100% pozitivă. Și dumneavoastră nu aveți ce să pierdeți decât o plimbare până în Copou, că ești o zonă frumoasă, la fundație, la Casa de Cultură. Veniți, stați o oră, două, mergeți la o plimbare, că e frumos sâmbătă afară, duminică, iar e frumos, ține și vremea cu noi. Da. Și vedeți niște tineri care s-ar putea chiar să vă placă, așa încât vă așteptăm cu brațele deschise. Și mai completez eu, niște tineri care s-ar putea mâine, poi mâine, să ajungă mari vedete pe mari scene și atunci ați putea să spuneți că i-ați văzut primii. Mulțumim tare mult! Și eu mulțumesc că iarăși ne-ați deschis porțile și ne-ați primit la voi. De fiecare dată când faci lucruri frumoase și tu cam faci doar lucruri frumoase, așa, ești binevenit la noi, știi foarte bine, ușa este mereu deschisă. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să fiți și joia viitoare alături de noi. Până atunci însă să aveți o minte aspră și o inimă blândă. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei, vă doresc numai bine și vă reiterez rugămintea de a rămâne alături de Iași TV Live. Pe curând!